Realizarea de târguri licitate. Asta ce înseamnă? Târgurile unde în fiecare săptămână sau la două săptămâni, să nu mai lăsăm la mâna acelei negocieri simple între vânzător-cumpărător și să intervenim și să organizăm târguri licitate. Aceste târguri licitate funcționează de ani mulți în alte țări dezvoltate avansate și mai nou, de anul trecut, începând în județul Alba, iar de, cred că de săptămâna viitoare, sau mai nou, de luna viitoare, va fi și județul Sibiu. Ce se întâmplă în acest târg licitat? Și ați văzut că doar poate mulți ați fost, ați ieșit și ați văzut în Ungaria, în Germania, în Elveția. Crescătorul de animale vine cu animalul și își vinde animalul la licitație și cel care cumpără stă acolo și ridică mâna. 10 milioane, nu, eu dau 11, celălalt 12. Deci să vinde cât mai la adevărata valoare a animalului. Dar asta nu implică, asta implică, bineînțeles, organizare tehnică și profesională, că nu orice animal poți să faci licitație să-l vinzi. Deci asta înseamnă. Și dumneavoastră aveți la îndemână cele mai bune mijloace și pârghii pentru că sunteți asociație constituită. Și am discutat cu domnul Codrea și sper că aici, la Fier, sau unde doriți dumneavoastră, în Maramureșul istoric, să se instituie acest târg licitație ca dumneavoastră să vă puteți vinde animalele la adevărata valoare și să aveți profit cât mai mare. Asta ne dorim. Drept urmare, am vorbit cu colegul din Alba și ne invită să participăm la un târg licitație în data de 4 aprilie la Sălcioa, pe Valea Rieșului, înainte de Câmpeni. Deci acolo, luni, 4 aprilie, se organizează târg licitație, să participăm, să vedem și noi cum se, la noi în țară, cum se desfășoară această activitate și, bineînțeles, noi o să vedem și cu documentația care stă la baza organizării și constituirea acelor târguri licitație. De aceea, eu zic că nu este lipsit de interes să luați contactul cu primăria, am vorbit cu domnul Nemes și am spus la domnul viceprimar Nemes ce vrem să facem. Dânsul a spus că încă nu se știe locația târgului în Sighet unde va fi și cum va fi, dar dumneavoastră vă puteți alege locul unde să fie acea locație. Pentru că acea locație, acel teren trebuie să fie a dumneavoastră, a celor care va fi organizatorul și va fi administratorul acelei târg cu licitate, să fie pe numele dumneavoastră, că acolo se investească niște bani și dumneavoastră puteți accesa fonduri ca să vă dezvoltați acea. Pentru că sunt fonduri și o să vină doamna Micol și vă spună că și pentru așa ceva sunt fonduri. Mă înțelegeți? Deci trebuie să ne organizăm și pe viitor, repet, dumneavoastră să nu dezamăgiți. Să nu dați înapoi că agricultura este o povară. Da, este o povară, e greu să crești bani. Dar nu înseamnă că noi trebuie să cedăm. Pentru că mâncare va trebui tot timpul. Și știți prea bine ce se întâmplă în ultimul timp, un plan mondial, cu criza economică urmată de ceaia alimentară. Da, dumneavoastră aveți asul, sau noi avem asul mânecă. Micul producător față de marele producător, și știți din ce punct de vedere? Prin criză, micul producător, gospodarul, trece mult mai ușor ca și exploatația mai mare. Și știți de ce? Pentru că dumneavoastră nu aveți datorii la bănci. Sau dacă le aveți într-un cuantum în care le suportați. Pe când exploatațiile apelează la credite și trăiesc pe credite. Și de multe ori nu se stai să le dea înapoi și atunci falimentează. Deci noi avem speranța ca gospodăriile dumneavoastră și doresc, atât cât îmi stă în putere, să vă sprijin, să vă îndrum, să vă ajut ca dumneavoastră, membrii Asociației Bruna Șbit, să deveniți eurofermieri de succes. Vă urez în ziua sfântă de bunăvestire cu 40 de zile înainte de Sfintele Paști. Să aveți multă sănătate, să aveți spor la muncă, să aveți bucurii și să ne căutați cu încredere să vă putem ajuta. Vă mulțumesc! Sănătate!